why they deserve. Am înregistrat marca cu Records pe ascuns și v-am furat-o cu Records. Hai că pun niște screenshot-uri să vedem care e prăjit și care vrea să fure. Și pun și niște rapoarte de bani ca să vedem câți bani am băgat în buzunarul blagiul ăla, da? Băgame și pula morții. Mamă. Vă fur eu banii vouă. Bă, sărăcii eu. Ai Balenciaga de 7 milioane fake în picioare. Zic că sunt... Mamă, ce sclavi ești să... Hai că te dau tăgolea, fiat. Bă, viața mea, până ai zis tu, mă, că eu corec colzier tău, că tu ești fondatorul. Nu, tu ai vrut să schimbi parola. Nu, tu ai zis că-ți fur banii. Hai să mai mâncăm căcat, că știi că vrei să mai pun scrinjători? Te-ai în sânge să te bat. Scrieți, mă, toți pe YouTube. Asteca spune că Ocult Records este a lui. Uite că nu e a lui. O să caut și screenshot-urile în care am vorbit că mă ocup eu de înregistrat și că îi chem să semneze. Și screenshot-urile în care m-am rugat de ei de 2 ani să înregistrăm Ocultul, să-l punem pe 3. Eu marca asta Ocult Records o să o donez cuiva. Unui băiat, nu știu, o să fac o donație. Mă piși pe ea, ești nebun. N-am făcut-o ca să dar pe Asteca. Am făcut-o ca să nu pierd. Nu vreau să trag pe nimeni în jos cu aia sau să-mi arde parcă, bă, uite, ăsta așa. Dar ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Pula mea. Eu nu mai fac parte din ce am creat. Din Ocult, din pula mea. Și aia e. Mă bucur că am încredere super mult în mine și știu că pot să creez chestii mult mai tari. Și am încrederea asta care nu mă neliniștește și nu mă sperie faptul că pierd ce am creat. Că poate ăsta e planul lui Dumnezeu pentru mine. Ăsta e maktubul. Și deși tot pula mea, orice s-a întâmplat și orice mi-a făcut oricine, tot am iubire pentru momentele, toate momentele frumoase pe care le-am trăit pula mea, împreună și cu Freeluc și cu Ian, pula mea. Na. Oricum, proiectul în sine, Ocult, se terminase că noi nu ne mai sincronizam și nu mai eram pe aceleași vibe-uri. Deci, pula mea, cumva trebuia să se întâmple oricum chestia asta, fiecare să-și facă o nouă chestie, un nou vibe propriu, o viziune nouă. Ce m-a deranjat cel mai mult e că aveam super multă iubire pentru proiectul ăsta, pula mea, pentru că, după cum știe toată lumea, eu sunt pe vibe-ul ăsta de ezoterism, ocultism, pula mea. Și eu, na, eram atașat de chestia asta. Dar e un nou capitol și tot rău spre bine și, na. Știu că sunteți alături de noi orice ar fi și nu vreau să zic, bă, voi care sunteți cu mine nu mai sunteți cu ăsta sau cu ăsta. Vreau, pula mea, să susținem toți
tot ce se întâmplă în continuare, că e foarte tare și pula mea. Totul se întâmplă cu un scop. E schimbarea, evoluție. Eu mă bucur super mult că anul ăsta mi-am găsit prietenii adevărați. Oameni și din industrie și din afara industriei. Și prietenii mei pe care i-am de când sunt mic sunt alături de mine. Și am dezvoltat multe chestii împreună. Și o să urmeze chestii incredibil de mari și de șmechere. Și din partea mea și din partea colegilor mei, presupun, așa că... Și Ocult ca și label, pula mea, poate nu o să mai fie. Dar Ocult e un stil de viață cu aia, ezoteric și spiritual. Și Ocult tot pe viață, voi zice. Eu personal voi fi Ocult pe viață în sinea mea. Mi-am tatuat pe față Ocult pe viață. N-am cum să o dau la întors. Ce a fost, a fost, rămâne istorie, frumos. Și pula mea, ce va urma va fi și mai haos. Da. Na. Tot o să zic, strig Ocult pe viață. N-am ce să fac. Doar un label, doar niște oameni, niște pistouri. Pula mea, nu doare în pulă. Uitați ce mi-a adus Dana. Mi-a gătit